Numărul cazurilor de gripă din întreaga țară este într-o continuă creștere. În vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții virale respiratorii, Ministerul Sănătății a emis un set de recomandări privind măsurile de protecție la nivelul populației generale, în școli, în unitățile sanitare și la nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate. Înainte de toate, vreau să vă spun că scopul acestei conferințe de presă este de a vă explica contextul epidemic legat de gripă și pe de-o parte, iar pe de altă parte măsuri și mai ales recomandări, insist asupra acestui lucru, pentru că ceea ce ne dorim și am fost consecvenți în această abordare este nu să introducem un fel de restricții, ci să facem populația partener în luarea celor mai bune decizii, încât să ținem sub control un fenomen natural, o infecție virală, gripa, care apare sezonier și care în acest an a apărut mai repede decât în anii precedenți. În ceea ce privește rata de pozitivare a probelor care sunt transmise pentru diagnostic, ea depășește cu mult 10%. Și remarcați, ultima săptămână de raportare, este vorba de săptămâna 52, săptămâna trecută, noi astăzi am primit datele din săptămâna 52, ultima săptămână a anului 2022, au ajuns la mai mult de o treime, la 37% dintre probe care sunt pozitive. Având în vedere aceste considerente, noi avem câteva seturi de măsuri pe care le-am împărțit sau le-am schimbat și cu colegii de la Ministerul Educației. Unele sunt pentru populația generală, repet, sunt măsuri recomandate, le aveți aici enumerate, le cunoașteți deja din pandemie, nu sunt diferite pentru că discutăm tot de o viroză respiratorie, evitarea aglomerațiilor și eventual purtarea măștii de protecție în spațiile închise aglomerate, menținerea igienei adecvate, cu grijă atunci când strănutăm, consultarea medicului de familie, mi se pare o recomandare foarte importantă, aș vrea ca să o luăm în, deci nu e doar un punct, este un lucru foarte important, consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventualele investigații suplimentare, consultarea centrelor de evaluare care sunt funcționale sau a centrelor de permanență unde funcționează medici de familie organizate la nivelul fiecărui județ și continuarea vaccinării antigripale mai este recomandată una, două săptămâni în această perioadă. Vă rog, următorul. Acum, la nivelul unităților școlare și preșcolare, realizarea triajului zilnic, o să vă mai spună și doamna ministru, apropo de acest triaj, utilizarea măștii de protecție de către, dar sunt măsuri recomandate, nu sunt din nou obligatorii, de către cadre didactice, eventual de către copii în anumite circunstanțe, informarea părinților și aparținătorilor legal privind semnele și simptome de infecții respiratorii, adică care sunt aceste. Și manualul avem la dispoziție, o să-l dăm colegilor de la Ministerul Educației, asigurarea materialelor necesare dezinfecției periodice a mâinilor și a suprafețelor, aerisirea periodică și, de asemenea, cu grijă atunci când copiii sau cadre didactice strănută, batiste de unică folosință sau plica cotului în lipsa acestor. În ceea ce privește la nivelul angajatorilor, aceleași recomandări asemănătoare, evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată, încurajarea vaccinării antigripale și, de asemenea, realizarea unui triaj epidemiologic. Și, în sfârșit, măsurile recomandate la nivelul unităților sanitare, dar aici decizia este a managerului, după consultarea cu direcțiile de sănătate publică, este un lucru extrem de important, ele sunt recomandate, dar mai mult după consultarea cu DSP-urile, managerul poate lua și are dreptul legal de a lua decizia ca aceste măsuri să fie impuse. Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personal și izolarea voluntară la domiciliu, purtarea echipamentului de protecție pentru personalul medical sau pentru alte persoane, orice alte persoane care vin în contact cu pacienții. Un lucru despre care s-a tot discutat în ultima vreme și care acum are o particularitate, adaptarea programului de vizită al aparținătorilor,
pentru pacienții internați pe baza analizei de risc efectuate de DSP, care înseamnă limitarea programului de vizite, ca și durată, sau pentru anumite secții unde există pacienți cu risc înalt, în cazul în care sunt infectați, chiar aceste vizite să poate să fie sistate. Un lucru pe care l-am și discutat, v-am spus că am avut o discuție anterioară cu Direcțiile de Sănătate Publică, încât spitalele din jurisdicția fiecarei Direcției de Sănătate Publică să asigure, acolo unde se tratează pacienți cu viroze respiratorie, să asigure stocurile de antivirale, de asemenea instituirea terapiei antivirale specifice după internare la pacienții care prezintă simptome specifice gripei, continuarea vaccinării antigripale și, bineînțeles, refacerea stocurilor de echipamente de protecție și antiseptice sau dezinfectante din spitale. Trebuie toate să existe în cantități suficiente, iar managementul cazului de gripă, al contactilor și al focarelor, beneficiază de un protocol pe care îl readucem în atenția cadrelor medicale care lucrează în aceste unități. Cam astea sunt informațiile legate de situația în care ne aflăm în ceea ce privește evoluția gripei în această perioadă. Punem din nou la dispoziție și am verificat împreună cu Direcția Farmaceutică, doamna director Negovan împreună cu noi, mâine, luni și marți vom avea discuții directe cu toți, nu cu toți, și cei mai importanți producători și distribuitori de medicamente, ca să găsim împreună o soluție, mai ales dacă Comisia Europeană va aviza favorabil ordinul de ministru care limitează pentru o perioadă de timp exporturile unor substanțe care sunt deficitare pe piață datorită unui consum mult mai ridicat, un consum estimat anul trecut, a fost mult depășit în acest an, și punem din nou la dispoziție toate formele care pot fi utilizate la copii sau la adulți, după caz, de paracetamol, următorul, sau de ibuprofen, nu știu dacă este următorul slide. E pus primul, deci a sărit un slide, Madalina. Ibuprofen, da, paracetamol. Paracetamolul sau ibuprofenul sunt denumirile, se numește DCI, denumirea comună internațională, și orice medicament conține aceste substanțe adaptat pentru copii sau pentru adulți, poate fi utilizat. De asemenea, pentru oseltamivir, care este mai cunoscut sub numele de Tamiflu, vedeți că mai există încă două forme farmaceutice similare, cu dozaj de pentru copii sau pentru adulți, de 30 sau de 75 de miligrame, oricare dintre ele este util, dar, repet, nu orice viroză se tratează cu un antiviral, ci doar cele la care, din punct de vedere clinic sau din punct de vedere al testelor de laborator, se constată că este vorba despre o gripă clinică sau, după caz, confirmată printr-un test de laborator.